La mulți ani, Ștefania! Suntem niște pizze la domiciliu și astăzi cineva s-a gândit să-ți facă o bucurie. Bănuiești cine ar putea fi? Nu. Avem atâta lume alături de tine astăzi. Chiar nu... Nu te gândeam din partea cui ar putea veni surpriza noastră pentru tine? Sigur! Nu vine nimeni, cineva care te iubește foarte mult, cineva care lipsește, sau poate e alături de noi? Nu e mami și tati. Poate e alături de noi? Mami și tati? Noi, eu cred că e de la vreun iubit, de la ceva, nu? Deci, dă-ne un nume, te rugăm. Surioară? Frățior? Nu ai frățiori? Și surioară? Unde e surioara? Da, vine de la tine. Eu ești dragă, surioara. Și vine de la tine surpriza. Cred că din la ea vine. Ai făcut surpriza. Voi știți ceva de surpriza noastră? Nu. Nu știu. Pe mami și pe tati nu avem cum să-i întrebăm dacă nu sunt alături. Păi da, dar eu spun că nu e de la ei. E din altă parte. La unchiu. De la unchiu și mătușa, iau. Unchiul și mătușa sunt aici? Da. Unchiul și mătușa e de la voi? Da. Nu e de la noi. Da, de la unchiul și la mătușa. Nu e nici de la unchiul și mătușa. Nu, cred că e vorba de vreun iubit ceva. O lăsăm aici momentan. Îți spun eu din partea cui vin cadourile astăzi pentru tine. Avem și o melodie. Păi și... În primul rând, spune-ne un nume, că până nu ghicești, eu nu-i dau voie să citească mesajul. Spune-ne. Ai ceva acolo, zi? Ghicește. Spune! Deci, la cine rog? O să-și dai aia seama. Și la mami și la tati. Sigur? Nu cred. Draga noastră. Cu ocazia zilei tale de naștere, îți dorim multă sănătate, fericire, vrem ca toate visele și dorințele tale să devină realitate și noi te vom ajuta să le îndeplinești. Suntem mândri de tine, scumpa noastră fică, și te iubim enorm, ne este foarte dor de tine, la mulți ani. În partea părinților vine mesajul, acum melodia nu știu din partea cui ar veni, vedem imediat. Până să dau eu drumul la melodie, ai ceva să le spui părinților? Pentru surpriza minunată de astăzi? Haide, ți-a păpat pisica limba! Băi, ce ai făcut? Continuă! Ai emoții? Ai emoții? Uite, dă-i-le surioarei! Dă-i toate emoțiile tale surioarei! Hmm? Mai spunem ceva? Și că îi iubești. Iubesc, s-o gândi, s-o protejez și de rene s-o feresc în starea mea. N-are voie nimeni azi, o sutere pe ea când viața mea. Așa cu păturile de la munțări. Când mă doare inima, simte doar fetița mea când mâna mea. Nu sunt de și viața mea ți-aș da, și lumea ți-aș cuta.
toată lumea. Eu mă simt cel mai bogat de când a venit pe lume fata mea. Am să o alerg pentru ea să ne fac frumoasă viața. Cât mă țin puterile să fac toate poftele lui fata mea. Părinții nu au putut fi alături de tine, dar au vrut să-ți aduc o bucurie de acolo, de departe. Și noi sperăm că am reușit, da? Fără lacrimi, astăzi ești fetiță mare. Zâmbim, ne bucurăm de surpriză și de prieteni. Prietenii care îi avem alături. Haide, băgărăm acolo în colțișorul tău. Haide un pic, te rog, mai aproape de noi. Dorință în gând și sufletare în lumânări. Bravo! Cu forță, Ștefania, la 12 ani. Păi și cum facem? Dorința să legă de iubit sau de părinți? De părinți. Aș vrea veșnic să trăiesc și să-i spun ce mult o iubesc. S-o mângâi, s-o protejez și de rele s-o feresc, că-i floarea mea. N-are voie nimenea să vă supere pe ea, că-i viața mea. Când mă doare inima, simte doar fetița mea, că-i mila mea. Nu sunt pe lume cuvinte ce-și dorește un părinte. Și-ar da inima din piept fără niciun greu. Fata mea, ți-aș aduce soarele și viața mea ți-aș da, și luna ți-aș cumpăra, sufletul și inima mea. Fata mea, fata mea, te-aș putea, eu ți-aș da și stelele. Fata mea, fata mea, te-aș putea, ți-aș aduce soarele și viața mea ți-aș da, și luna ți-aș cumpăra, sufletul și inima mea. Mea, eu doresc la toată lumea. Eu mă simt cel mai bogat de când a venit pe lume fata mea. Am să alerg pentru ea să îi fac frumoasă viața. Cât mă țin puterile să-i fac toate poftele lui fata mea. Nu
suntem.